Aole, este prea laudă. Asta e. Laudă-mă gură că mâine îți dau friptură. Ceva de genul e el. S-a supărat Andrada Bianca pe noi. Sau pe mine în mod special, dar eu nu am făcut-o cu, cu intenția de a o răni sau de a o... Dar lasă, o să vină și te lafă asta problema. O să vină și o să discutăm, pentru că mi se pare normal. Nu... Pur și simplu, Mădălina, ți-am spus și ție de la început, adică nu erai favorită, n-are nicio legătură cu favorita. Dar cine știa? Știa cineva că o să fiu eu? N-are, dar eu știu. N-are nici cea mai mică. Dar eu am spus din prima zi când ne-am întâlnit, am spus, eu niciodată n-am să ridic mâna, niciodată nu... Da, dacă cineva țipă la mine, ridic și eu vocea, dar mai mult de atâta niciodată nu pot. Spune de la început gen, știi? Dar l-am ascultat o săptămână, l-am ascultat două, l-am ascultat trei, el a avut numai topuri, a dat exemple pe săracele fete cu Dorian Popa, cu ce mai zice el pe acolo. Acum care branduri? Avea scame pe pantaloni, vrei să te mint? Că avea scame pe pantaloni. Păi și ce vrei, mă, să mă duc pantaloni așa. Așa stau pantaloni pe el. Frate, nu-l ia nimeni în barcă pe Cristian. El singur decide. El care Cristian? E un om destul de capabil încât să decide să-ți dea cu părerea, frate. Nimeni nu-l ia în barcă. Care Cristian? De el mă refer. Băi, e destul de inteligent încât să știe. Dar n-am zis de Cristi. Eu am spus de băiatul care a venit, de Cristi, că dacă nu era el, să fi înțeles cu el, și era tot cu se noi, pe noi. Sau nu era cu niciuna din părți și să lua de Nicos sau să certat cu Nicos și noi intervenim pentru Nicos, era, așa, n-am cum să nu mă bag. Nu am cum să nu mă bag și nu-mi pune nimeni treaba asta în platoul ăsta, ca să știe toată lumea. Nu avem reguli de genul, să nu ne facem prieteni sau să ne băgăm. Eu mă bag cât vreau și cum vreau și mă bag și în afara emisiunii. Ce faceți? Da. Sunt supărată, Bianca? Voi n-aveți ușă. Ai nevoie de un împrumut, de ceva? Iartă-mă. 15 sute, 20 de sute. E-mi pantă la mine acasă, știi? Și aș fi supărată. Chiar dacă ne cunoaștem de o săptămână, două, îți dai seama că... V-ați împăcat? Dar nu e vorba că ne-am certat sau... Bă, dar cum te prizi, mă, cu... Baby, când faci mi-o șorbă, baby. Cum poți să te prizi cu astea din bazar aici? Best friend. Băi, vii cu astea din bazar în casă la fete. Ai gata, gata, dacă vorbiți de etichete, pe acolo e din bazar. Oh. Iartă-mă. Iartă-mă, baby, că te-am atins. Poți să vin lângă tine acolo? Nu. Pupățești mințile, cum ți-am zis eu, Bianca. Mersi de follow, Bianca. Ia zi, ce să zic? Nu te mai supărat. Nu sunt supărat. Nu trebuie să arăți nimănui nimic că tu ai sau nu ai, înțelegi? Dar nu vreau să arăt nimănui ce am eu, ce branduri am eu, ce port eu, pentru că nu trebuie să mă arăt, să mă dovedesc că sunt meu, sau că ce femeie top. Eu tot țin asta cu femeile top, că am avut femeie top. Ce femeie a avut top? Ia spune. Eu n-am avut femeie top, am avut femei care se respectau. Erau frumoase, mergeau la sală, se îmbrăcau ok. Și eu tot timpul m-am uitat pe inteligență. Nu m-am uitat neapărat la stilul vestimentar. Dacă nu din 10 femei, să zic, pe care am avut eu, au fost toate 10 strălucite. Pentru că fiecare avea ceva aparte. Una era cu caracterul, una era cu inteligența, una era cu munca. Deci nu toate 10 femei să zici că, bă, ce femeie a avut ăsta. Adică nu erau toate perfecte, fiecare avea da. Calitate. N-am avut femei perfecte, n-am avut femei top. Am spus că am avut femei și nu-mi place să zic că alții, bă, de fosta mea să vorbesc urât. Uite, vorbesc frumos de fostele mele. Mă mândresc cu ele. Pentru că eu când am avut o relație, tot timpul înainte să o întrerup, și chiar dacă ne-am despărțit, nu mi-a plăcut să las capul jos și să trecem amândoi unul pe lângă altul. Mi-a plăcut mereu să fiu cu capul sus și să ne respectăm. Mi-a plăcut tot timpul să las un loc de bună ziua și să rămânem prieteni. Și n-am povestit-o niciodată de rău. Care vezi, mult ce fac. Am spus să vorbesc de rău sau să o laud acum. Spun doar sinceritatea. Cum? Și tu ai vorbit pe Adriana, te rog. Pe Adriana? Dar Adriana, cu Adriana am avut o relație și nu cunosc că am exagerat și eu cu chestia aia, dar m-a deranjat faptul că nu mi-a spus atunci. Trept dovadă, nici n-avea cum să-mi spun. Tu n-ai putea să stai cu o fată care a făcut aceste lucruri? Da, cum pute, de exemplu, cum nu poate pe Adrian să treacă peste fixul, ce nu pot. Fiecare are ceva în top. Dar stai, frate, eu ca să cer femei top, nu trebuie să am așa buzunar de bancă, femeile le top să uită mă la bani. Nu se uită cum te îmbraci, nu se uită cum gândești, nu se uită cât de bine arăți, cât de înalt ești, că poți să ai și 1,20, că dacă ai asta plin și o mașină de 60.000 de euro, se uită la tine. Dar n-am zis că stau cu femei top. Sau că caut o femeie wow. Dar ce cauți într-o femeie? Într-o femeie eu mă uit tot timpul la inteligența ei, la caracter,
Și primul lucru la care mă la femeie e ochii și părul. Nu mă la sânsul la... Mi-am zis, pentru mine nu contează că e grăsuță, cum am zis și atunci. Femeia e grasă, înseamnă când e mică din înălțime și ajunge la 70-80 de kg. Dar o femeie când are 60 de kg și aia are o înălțime de 1,70-1,70 și nu se pare grasă. Să spune că e grăsuță, dar nu înseamnă că e grasă. Sau că e slabă. N-am treabă, uite. Adriana mi-a slăbuță, am vrut o treabă. Dacă e caracter frumos, ești o femeie ok, știi să te respecti. Acum dacă mă duc cu tine în oraș, să vin ceva la cină și tu bei bere, mi-e rușine să stau la masă, să bei halva de bere. Nu caut o femeie, wow. M-am și spus, o femeie perfecționistă, că tot timpul femeile astea perfecționiste pozează într-o femeie divă. Și nu-mi plac femeile care se dau dive, arogante, figurante și care mereu zic că au dreptate. Și nu știu, sunt foarte dechisite, nu-mi plac femeile astea. Îți place în gen Mariana? Cum? În gen Mariana. Nu neapărat Mariana, eu caut o fată cât mai simplă, să te aprecieze. Adică să meargă până în pânzele albe cu tine. Când a venit cu pelerina aia sau pătura aia, cu Nicos a fost tot ok și deodată, bum! Eu lucrurile astea, eu nu le-am înțeles. Și eu nu vreau să mă scot, dar pot să dovedesc că este așa. Te vrei să zic eu de ce a degenerat chestia asta? Nu era chestia că a venit Nicos și chiar dacă îi spuneam atunci, chiar dacă nu îi spuneam lui Nicos, crede-mă că tot la fel făcea cu Mona. Erau șanse ca cuplul vostru să se rupă în momentul când ți-a pus întrebarea. Știi care a fost chestia? Nu, eu zic de ce a reacționat Nicos așa. I-a dat ora Mona era tristă, era tristă cu fața la pernă în ziua aia și a zis-o la modul... Poate să vină. Când ai dat-o ca și cum ar fi un atac. Nu mă interesează. Când ai pus întrebarea. Nu ai pus întrebarea. Uite, Alexandra, explică-ne și nouă de ce ai format un cuplu. Da, nu am formulat întrebarea. Ai spus-o pe un ton puțin agresiv și el imediat s-a simțit. Nu a atacat el. A simțit că o ataci pe ea. Consider că dacă erau prieteni amândoi, nu mai existau discuțiile astea. Și de ce nu sunt prieteni din punctul tău de vedere? Pentru că nu au încredere în el. Bă, frate, n-am încredere în tine, pentru că te cred o persoană diabolică. Ești în continuare de aceeași părere? Părerea asta am susținut. Fata cu care am ieșit la date nu este aleasa inimii mele, ca să spun așa. Dar cine este aleasa inimii tale și noi nu știm? Voi spune cele mai votate trei fete, dar într-o ordine aleatorie. Vom afla top 3 și în cazul băieților. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 19. Consider că dacă erau prieteni amândoi, nu mai existau discuțiile astea. Și de ce nu sunt prieteni din punctul tău de vedere? Pentru că nu au încredere în el. Bă, frate, n-am încredere în tine, pentru că te cred o persoană diabolică. Ești în continuare de aceeași părere? Părerea asta am susținut. Fata cu care am ieșit la date nu este aleasa inimii mele, ca să spun așa. Dar cine este aleasa inimii tale și noi nu știm? Voi spune cele mai votate trei fete, dar într-o ordine aleatorie. Vom afla top 3 și în cazul băieților. Nu o făcea cu ou și cu oțet la prima greșeală sau că nici măcar n-a fost o greșeală din punctul meu de vedere. A fost, ți-a oferit ție posibilitatea să te explici în fața telespectatorilor. Vii tu mie și îmi zici că tu n-ai protejat-o pe Mona deloc în fața mea. Bă, omule, am venit și m-am argumentat la tine. Nu pot să protejezi ce s-a întâmplat acasă. Este foarte clar. Eu nu vin să mă bat cu pumnii în piept pentru ceva ce nu știu. E foarte clar, la da, dar indiferent. Eu mi-am spus unde am spus partea mea de vină, dar indiferent dacă îi spuneam atunci sau dacă i-am spus, uite, și în gală s-a vorbit despre subiectul ăsta și el n-a fost deranjat nici măcar o secundă. Și a fost vorbit și cu mine, am vorbit cu el, Mona, a văzut mesaj. Eu știu, eu te-am înțeles, dar tu ai sărit prea rău pe mine. Păi, sărit prea rău pentru că tu nu ai știut conversația între mine și Nicos. Și o să caut pe videoclip la care am filmat la el. Ce ți-a spus Nicos? Ce e unghia la piciorul tău? Dacă tu te ofilești în lângă mine, nu trag atenția și cu la alții. Ce-a puțit de ștoară? Acum zici că ai fost o babă din aia de... Merg pe stradă. Căsă, ce măi? El pleacă, nu mai întorc capul, că nu se... Îl lași pe toți să vă dată. Nu întorc capul. Dar ce-s disperată să spun? Uite-și pe disperată asta, stă și se uită. Mă uit, bă,
Mă las. Nu, dragă, dacă văd o fată frumoasă și îmi place, mă uit până mâine. Discuția asta orice va fi în casă. Da, dar dacă mă pierd, mă pierd atunci, în ochii lui. Eu, dacă mă întorc o fată în trafic, dacă el se am deviat 20 minute de casă. Într-un fel. Frumos. Frumos, bravo. Da, fratele meu. Într-un fel, eu eram chitit să mă apuc. Mă, mă, se vede unde mă putea. Băiatru, v-am spus. Mă, frumos, e de dacă pe care. Nu să fii gen stalker, știi? Dar fiind limita bunului simț, te duci ca disperat. Aveți legătura. Andreea, aveți legătura. Și ce mi-au zis când m-am dus în casă la ei și mi-am luat adică. Ce ai făcut degețel? Abia acum l-a descoperit. A? Abia acum ți-a văzut degetul ăla, nu știa? Nu, acolo am văzut. Gata, nu mai vrea de bărbat. Aete, n-am mai vrea. De ce mă, pătine, cum te acceptă o femeie cu ăla în frunte? Nu mă deranjează asta. Degetelul. Se repara aia, nu știu, cred că Paul, ce trebuie să existe o rezolvare, nu? Am și eu defectele mele. Și nu pot să rezolv. Ah, de ce ăsta e defectul tău? Ce trebuie, operații sau ce trebuie să am mai multe, am urechile mari, nu știu să vorbesc, am mai multe. Nu că vorbești foarte mult. Nu duci un subiect până la capăt? Nu vreau să un subiect, că am obosit. Dacă vrei, discutăm după ce mai mă încarc un pic. De asta am și venit aici. Încarcă-te cât vrei, discutăm cum vrei tu, nu-i problemă. Bună seara! Măi, dar ce frumoși sunteți! Ce frumoși că mă uit la voi, așa drag mie! Am văzut că ați continuat dezbaterile băiețești. Ați ajuns la vreo concluzie? George. Că suntem. Cristi, Cristian, Nikos, rămână. Paul. Da, că-i totul bine, asta că e totul bine. Da, totul bine că se termină cu bine, nu? Da, am ajuns la o concluzie că nu îmi pare rău că am păstrat-o pe lista. De ce spui asta? Și față de cine? Față de acest grup de persoane care și-au arătat, din strict părerea mea, colegii tăi, atitudine extraordinar de bipolară. Bipolaritate dusă la extrem. Și tu ești bipolar, Nic. Bipolaritate sau sunt falși? Falsitate. Nu pot să acuz de falsitate pentru că nu mă dezavantajează cu absolut nimic prezența sau absența lor aici. Să știi că bipolaritatea e mai falsă decât bipolaritatea este mai gravă decât. Când ne schimb starea de la o zi la alta. Exact ce am spus. Și sunt perfect asumat și sunt de această părere. Dă-mi un exemplu de persoană bipolară. Ok, bun. Eram sigur de am vrut să pe el nu știam. Ia zi. Eu o numesc bipolaritate. Așa. El o numește băiețeală. Faptul că se manifestă și își descarcă nervii în platou și apoi la hotel se împacă și nu odată, se întâmplă de mai multe ori treaba asta și distracție, râsete și totul este ok. Eu o numesc bipolaritate. Mi-a spus să vă dau un exemplu. Vă pot da și 5. Dă-mi-le. Ați dorit să vi le dau pe toate? Da. E mai bine ca ei să știe cum sunt în ochii tăi. Spre exemplu, George. Faptul că la hotel sau pe drum nu au discuții contradictorii între ei sau și cu mine și faptul că aici le dezbat uneori într-o manieră mult prea vulcanică, din nou, la hotel sunt șterse, discuțiile cu buretele și ca și cum nu s-a întâmplat nimic. La, din nou, mă repet, o consider o atitudine bipolară. Ieri, din cauza că a avut o reacție destul de vulcanică, nu am nimic de comentat, poate să aibă să ia scările alea să le rupă. Dar până la un punct, acel punct fiind obiectele mele, ar trebui să fie matur și înainte să dea cu piciorul în ceva, barem să se uite ce e pe masa aia, dacă e vreun obiect care nu-i aparține, dacă strică sau nu ceva, dacă ar putea să strice sau nu ceva, în acel moment în care a avut o reacție, când a dat cu piciorul masă, ochelarii mei au căzut pe jos de soare și m-a deranjat lucrul acesta. El a susținut, prima lui replică a fost că ce domnule, că sunt 100 de lire în bazar. Și ai vreau zis cu gura ta să-ți fie rușine că pui valoare pe lucruri. Și vreau să specific faptul că eu așa am fost crescut. Putea să fie și o gumă care costă o liră turcească sau jumătate de liră. Este obiectul meu și atâta timp cât el susține că mă respectă pe mine, respectă și tot ce am.
Ce obiect? Dar a spus că ți va plăti. Eu l-am rugat să facă chestia asta, s-a simțit încă o dată jignit. Consider că dacă erau prieteni amândoi, nu mai existau discuțiile astea. Și de ce nu sunt prieteni din punctul pentru că de nu au încredere în el. E simplu. În spatele acestei impresii se află o altă explicație. Pentru că eu, din perspectiva mea, din strict punctul meu de vedere, nu cred în prietenii și în frății după 2 zile, după 5 zile, după o săptămână, după 2, după 3. Chestia asta este strict părerea mea, dar îmi permit să vorbesc cu numele altor persoane pe care le cunosc, că nu există așa ceva. Poate să existe o prietenie strategică, dacă poate să există o amiciție. Dacă eu am simțit că trebuie să-i dau prietenia mea, eu faptul, dau fără prea multe explicații și fără... Faptul că cam asta e. Faptul că am acuzat de bipolaritate, știu exact... Nu trebuie să am un termen anume neapărat. Pentru că s-a văzut clar în atitudinea lui Akebono, acum, nu știu, și cum vorbesc de situația mea. Merge la hotel, ne bate, ne sparge. După 10 minute s-a înmuiat. După aia iar s-a enervat prin platou. Asta înseamnă când treci la o stare la alta. De la nervi la fericire, de la fericire la tristețe, de la tristețe iar la nervi și tot așa. Asta am simțit și din partea lui George, nu la același nivel ca lui Akebono, dar am simțit la fel în sensul că acum ești nervos că te-a supărat, după aia ești bucuros că te înțelegi cu el, după aia iar ești nervos, după aia iar treci la o stare la alta mult prea ușor. Și chestia asta m-a făcut să rezult că sunt bipolari. Paul la fel. Am simțit că acum e bucuros, acum râde, acum e caterincă. După aia dintr-o dată trece la nervi, de la nervi știe și el când greșește, încearcă să o sucească, după aia iar trece la stări normale. Chestia asta mi-a rezultat mie în sinea mea și mi-a format o părere despre ei că sunt bipolari. Crezi că se va destrăma vreodată prietenia între cei trei băieți, deci Paul, George și Akebono? S-a destrămat de multe ori. Ce o să se mai destrame? Dă-mi un exemplu de un moment în care s-a destrămat. Când a fost șarta cu Cristian. Dar Cristian nici nu face parte jumătate cu un picior în groapă și cu unul la noi. Cristian, 20, deci din 80% din timpul liber pe care l-avea, era cu voi. Asta, deci ți-am spus și ție. Dar i-am spus și lui Cristian în față că nu avem încredere în el. Ți-am spus? Da, mi-au spus băieții în felul următor. Nu avem încredere, stai, dar având în vedere că am fost cel mai votat, băieții au spus în felul următor: dacă noi vreodată o să vrem să te eliminăm din competiție, făcând o strategie cu fetele sau prin orice, nu știu, circunstanțe, noi nu avem garanția că tu vei rămâne acasă. Tu poți să vii înapoi prin votul publicului, iar noi nu suntem siguri de chestia asta. Și nu am încredere în tine, de exemplu, că dacă eu plec acasă, tu o să-ți rogi susținătorii să mă aduc înapoi. Sau, și eu le-am spus în felul următor: eu sunt prieten cu toată lumea, că petrec mai mult timp cu băieți, e fiindcă îmi permit ei, Nicola se retrage, fiindcă vrea să vorbească cu familia sau cu, nu știu, cu prietenii sau vrea să facă live-uri, eu petrec timpul cu băieții, fiindcă îmi place să petrec timpul cu niște oameni, ok. Înțelegi, mai vorbim despre emisiune. Având în vedere Paul, suntem brigadă, eu nu iau apărarea la nimeni. Paul și George, consider din punctul meu de vedere că suntem un exemplu și pentru cei de acasă. Paul. Eu? Da. Nu știu, n-am încredere. N-am și spus. Mă deranjează sigur persoanele. De ce? Cum am spus și lui Cristian și aici în momentul de față, e treaba lui dacă îmi dă sau nu dreptate. Când i-am spus în față: frate, n-am încredere în tine, pentru că te cred o persoană diabolică. Oi. Și ca o strategie. Și am spus pe moment, am zis: hai să-i dau o șansă să-l cunosc. După care am dat o șansă, am început să-l cunosc mai bine și am spus: hai să-i dăm toți o șansă lui Cristian, că chiar e o persoană ok și văd că ține la prietenie. Și pot să-mi confirme Cristian și Ache dacă e așa sau nu, cum am spus eu. Tot cu timpul s-a dovedit. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.